ales să aduc la forma canonică această ecuație. Pentru aceasta identificăm coeficienții. A este 1, B este 2, C este 5 și D este 0. Calculăm AC minus B pătrat este 5 minus 4, 1 care este mai mare ca 0, deci ecuația este eliptică. Facem ecuația curbelor caracteristice ca A care este 1 de Y pe de X pătrat minus 2B adică minus 4 de Y pe de X plus C adică plus 5 egal cu 0. Asociem ecuația alfa pătrat minus 4 alfa plus 5 egal cu 0 și calculăm determinantul. 16 minus 20 egal cu 2i pătrat. Soluțiile sunt alfa 1 egal cu 4 minus 2i supra 2, adică 2 minus i, și alfa 2, 4 plus 2i supra 2, adică 2 plus i. Pentru prima soluție, dy pe dx este egal cu 2 minus i, înmulțim cu dx și ajungem la dy egal cu 2 minus i dx. După ce integrăm, ajungem la ecuația y minus 2x plus ix egal cu c1. Pentru a doua soluție procedăm la fel. Dy pe dx egal cu 2 plus i, înmulțim cu dx, deci dy egal cu 2 plus i dx. După ce integrăm, ajungem la ecuația y minus 2x minus x egal cu c2. Aplicăm substituția. Tau este partea reală, adică y minus 2x, și eta este partea imaginară, adică x. Iar acum vom aplica derivarea funcțiilor compuse. Mai întâi facem derivata parțială de ordin 1, în funcție de x mai întâi, du pe de tau ori de tau pe de x, plus du pe de eta ori de eta pe de x. Știm că de tau pe de x este minus 2 și de eta pe de x este 1. Deci, într-un final, ajungem la minus 2 du pe de tau plus du pe de eta. La fel facem și pentru y. Du pe de y egal cu du pe de tau ori de tau pe de y plus du pe de eta ori de eta pe de y. Știm că de tau pe de y este 1, iar de eta pe de y este 0, fiindcă eta nu are y. Așadar, rămânem doar cu du pe de tau. Facem acum derivata parțială de ordinul 2. Ca fiind d pe de x, du pe de x. Iar du pe de x îl știm, fiindcă l-am calculat anterior. Deci îl înlocuim. Minus 2 du pe de tau plus du pe de eta. Pe aceasta o vom deriva ca o sumă. Deci, minus 2 d pe de x du pe de tau plus d pe de x du pe de eta.
va veni minus 2 d pe d tau, du pe d tau, d tau pe dx, minus 2 d pe d eta, du pe d tau, d eta pe dx, plus d pe d eta, du pe d eta, d eta pe dx, plus d pe d tau, du pe d eta, d tau pe dx. Acum vom înlocui ceea ce știm. Știm d tau pe dx că este minus 2, știm d eta pe dx că este 1, 1 minus 2. Așadar, într-un final ajungem la 4 d pătrat u d tau pătrat minus 2 și cu minus 2 minus 4 d pătrat u d eta d tau plus 1 d pătrat u d eta pătrat. Facem același lucru și pentru y. Deci, d pătratul pe dy pătrat egal cu d pe dy du pe dy. Pe aceasta am calculat-o anterior de ce o înlocuim. D pe dy du pe d tau egal cu d pe d tau du pe d tau d tau pe dy plus d pe d eta, d u pe d tau, d eta pe d y. Vom înlocui ceea ce știm. D tau pe d y este 1, d eta pe d y este 0 și vom rămâne cu d pătrat u pe d tau pătrat. Vom calcula și pe cea mixtă. D pătratul de x de y egal cu d pe dx du pe dy. Pe aceasta o înlocuim ca anterior. D pe dx du pe d tau și vine d pe d tau du pe d tau d tau pe dx plus d pe d eta du pe d tau d eta pe dx. D tau pe dx este minus 2 și d eta pe dx este 1. Deci rămânem cu minus 2 d pătrat u d tau pătrat plus d pătrat u d eta d tau. Întrucât știm toate derivatele parțiale, le vom înlocui apoi în ecuația inițială și ajungem într-un final la forma canonică. Așadar, forma canonică. Am 4 d pătrat u d tau pătrat minus 4 d pătrat u d eta d tau plus d pătrat u d eta pătrat plus 4 cea mixtă, adică minus 8 d pătrat u d tau pătrat plus 4 d pătrat u d eta d tau plus 5, cea cu y, plus 5 d pătrat u d tau pătrat, egal cu 0. Observăm că aceasta se simplifică cu aceasta și rămânem cu 4 minus 8 minus 4 plus 5, 1, adică d pătrat u d tau pătrat plus d pătrat u d eta pătrat egal cu 0.
Deci aceasta este forma canonică.